În seria manifestărilor dedicate zilei veteranilor de război, campioanele olimpice Ana Maria Popescu, Camelia Potec și Sandra Izbașa au participat la sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național la pregătirea cadourilor cu ocazia sărbătorilor de Paște pentru veteranii de război în cadrul proiectului Alături de Veterani. Este un moment extraordinar de frumos, extraordinar de emoționant și mă bucur că pot fi astăzi alături de veteranii țării noastre, pentru că la urma urmei sunt un exemplu pentru noi. Pentru mine este o bucurie. Consider că este de datoria noastră să le arătăm domnilor lor prețuire și respect și mă bucur să văd că eroii noștri adevărați nu sunt uitați. Cele trei mari campioane din Ghenci au fost însoțite de comandantul clubului Steaua București, colonelul Răzvan Ștefan Bichir. Pentru clubul Steaua înseamnă o onoare și o mândrie să fim aici, să respectăm istoria, să respectăm strămoșii noștri care ne-au dat identitatea ca neam. Ne bucurăm că suntem împreună cu sportivele noastre aici și respectăm veteranii de război. În fiecare an am participat și este o onoare să fiu aici alături de ei. Ce mesaj le transmit tuturor celor care iubesc clubul roșu-albastru? Primul rând să fie cu sănătate și de restul să sărbătorească așa cum le place lor. Pachetele vor ajunge la veteranii de război din municipiul București, județul Ilfov și din Republica Moldova.